suntem pe data de 19 august și aici este o problemă. Am înlocuit antifurtișagul, fiindcă mi se pare că sunt două tabere de albina. Sunt două tabere de albina în aceeași colonie. De ce se întâmplă acest lucru? Fiindcă e posibil să fie ori o botcă eclozată și matca bătrână, ori două măci. Și atunci sunt două tabere care încearcă să câștige supremația și se vor omori între ele albinele. În acest caz există câteva soluții, dar e complicat, destul de complicat. Am aici o diafragmă pentru unificare. Am cat cu câteva rame. Albina nu mai este în cap. Și să văd de ce sunt aceste două tabere. O să mă lămuresc imediat. Că este o problemă și nu va înainta, să zic așa, colonia. N-are ce să înainteze și să văd dacă mai e vreo matcă sau nu mai e. Și să văd ce decizie voi lua. Ramă goală. Ramă cu miere. Albină puțină de tot. Aici a fost o problemă, a roit, nu s-a împerecheat matca, am venit cu o altă matcă. Această matcă, după ce am urmărit, este lovită, dar cred că nu mai este în zonă. Cred că a dispărut acea matcă care trebuia să se împerecheze. Acum uit după o matcă virgină, dacă este. Dar este așa, un stup dezorganizat. Nu are, parcă nu are nicio vlagă. Mai sunt larve. Nu-mi place deloc cum arată. L-am văzut de ieri că are o problemă mai serioasă, să-i zic așa.
cred că mai are matcă de niciun fel. Nici cea bătrână, nici cea tânără. Da, este un stup fără niciun viitor. Mă uit după eventual o... Uite, după eventual o matcă virgină, da. Mă îndoiesc să fie ceva. Ulți strâmtori. Nu. Nu, e clar, este un stup fără matcă. Bun, acum... Să văd cât loc am aici. Am loc pentru 6 rame. Să scot ramele respective. Scoate toate ramele care nu, pur și simplu stau degeaba aici. Impresionează că totuși au adus nectar, așa... Așa dezorganizat cum sunt, ei au adus nectar. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6... Pregătesc stupul pentru a-i aduce un nucleu. O să-i aduc un nucleu cu matcă. O să-i aduc o matcă. Bun. Îl pregătesc.
Aici o să vină pus această diafragmă. Să văd dacă am loc. Bun. Pun această diafragmă. Așa. Mai arunc o privire, dar nu a rămas. Deci e o problemă destul de serioasă și am să mă duc să-i aduc un nucleu. Mă tot uit de unde să-i aduc, dar înainte să-i aduc o să mă mai uit odată. Bun, iată și o problemă, cam atâta, deci eu voi aduce un nucleu aici, o să stea 4-5 zile închis și cam asta este. Catul ce l-a avut deasupra o să-l mut o altă colonie. El va rămâne așa mai singuratic, să-i zic. Cam atât. Iată o problemă depistată. O să dureze, trebuie să fac un pic de fum, mă duc și aduc un nucleu sau un roișor, cum îl vreți să-i spuneți. Vedem mâine ce mai face. Până data viitoare, numai bine!